Cert e că mâine intrăm în decembrie și este important să știm ce ne rezervă astrele în această lună și pentru acest lucru am adus în platou omul care știe pe din afară, deci vă jur că niciodată nu citește de nicăieri lucrurile astea, știe pe din afară ce se întâmplă cu fiecare zodie și de ce se întâmplă. Cristina Demetrescu, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, aș citi, dar trebuie să-mi pun ochelarii, deci nu-i problemă. E incredibilă memoria ta și nu felul e, în care... Nu e, dar nu e memoria asta, ce fac eu aici, nu are nicio legătură cu memoria, este pur și simplu felul în care îți poziționezi astrele și știi... Deci nu e așa de complicat. Cunoașterea, memoria pentru și cunoașterea. Că eu fac totuși un horoscop scurt la voi, adică nu este ca și cum aș lua toate planetele, îmi fixez niște repere. Nu e așa de complicat, stai așa, nu okay. E. Nu e. Dar pentru știi că... Știi cum e cu ăștia care spun la ce fac, știi? Te uiți în exterior, zici, bă, ce ușor e să fii, nu știu, pilot de Formula 1, ce ușor e să fii profesionist, halterofil, ce ușor este să vorbești despre zodii, mai ales pentru tine. Hai să luăm datele, să luăm zodiile pe rând. O să vă fac o scurtă introducere. În primul rând, sănătatea de lei, chiar mă uitam, unde să zic, mă uitam pe cer sau un calculator de dimineață. O lună fără direcție în zodia Fecioarei nu este de bună pentru sănătatea balanțelor, doar că astăzi trece în zodia ei și o să se facă bine. Totuși, suntem între două eclipse. Eu am să vorbesc acum despre perioada care urmează, cam până spre jumătatea lunii decembrie, cum facem de obicei. Eu știu că am avut eclipsă de lună în Taur, zic bine? Am avut eclipsă de lună în Taur. Am avut eu probleme. Exact. Și o să urmează o eclipsă de lună în zodia Săgetătorului. Acum, bine că m-ați flancat, dar mai e o chestiune. Și la eclipsa de lună în Taur a existat o opoziție grea între Marte și Uranus, care, iată, a venit cu foarte multe evenimente imprevizibile și suntem, cum spuneam și data trecută, într-un carusel al unor evenimente pe care nu le putem prevedea de pe o zi pe alta. A existat o conjugare la vremea respectivă a eclipsei în Taur cu un malefic, o stea malefică al gol, ceea ce acum, pe 4 decembrie, la eclipsa totală de soare, care unde credeți că poate fi vizibilă? În Africa de Sud și Namibia, care sunt țările de care au... Noua tulpină. Exact. Și se conjugă cu o altă stea malefică, cu Antares, care se află pe zodia Săgetătorului. Deci avem două eclipse cu malefici și cu opoziții între planete. Pe 4 decembrie va fi opoziție Mercur-Lună Neagră, care este propriu-zis pe această axă a drumurilor gemeni-săgetători. Deci un pic răuț, cum primul, ar veni. Da, adică eu de obicei când mă îmbrac colorat înseamnă că nu am vești bune. De bine, atât vreau să zic și acum vreau să fiu foarte sincer cu tine. Eu sunt un sceptic al horoscopului și crede-mă că și până să ajung la emisiune aici am zis de fiecare dată, băi, n-are cum să se potrivească totul oamenilor, n-are cum să mi se potrivească mie. Îți jur că de când ai început să vii să spui lucruri și pentru Taur și am fost extrem de atent la tine, de exemplu, de-aia ziceam acum de eclipsa de lună în Taur, mi-ai zis undeva pe 22 noiembrie, erau ceva probleme în cuplu. În ziua aia ne-am certat eu și soția mea și am zis, Cristina Demetrescu, te-am pomenit dacă te-ai necat sau ai sughițat, că știi că eu te-am pomenit. Eu tușesc de vreo două luni, dacă presupun că nu este de la tine. Hai să vedem. Mare atenție la aceste momente ale eclipselor. Și într-adevăr o să încercăm să o luăm pe zodii, deși în mod generic eclipsele vizează drumurile internaționale, cum vedem, se dau puțin lucrurile peste cap, filozofiile oamenilor, da? Se întâmplă lucruri care îi pun pe oameni să fie puțin sceptici vis-a-vis de lucrurile în care cred, dar și perspectivele tinerilor vis-a-vis de studii și învățătură. Berbecului se așează această eclipsă exact pe zodia Săgetătorului, pe a noua casă, și ei trebuie să fie un pic mai precauți atunci când își fac planuri de vacanță. Dacă este cât se poate de pe o zi pe alta, atunci este bine, dar a calcula exact unde se duc și ce fac, tocmai ca să nu aibă surprize. Ei sunt cei care cărora li se răstoarne anumite filozofii de viață și mare atenție la erorile și greșelile spirituale. A crede toată viața într-un lucru și a face exact împotriva ceea ce crezi este foarte posibil să îi se întâmple în această perioadă berbecului. Okay. Taurului nu am să-i dau niște vești extraordinar de bune, pentru că în continuare prezența planetelor în zodia Săgetătorului, cu atât mai mult a lunii noi, chiar dacă aduce schimbări, și să știi că schimbările sunt întotdeauna binevenite, dar este pe energie
puțină, este energie joasă. Atenție la accidente, atenție la anumite pierderi de bani, adică dacă ți se întâmplă niște lucruri care nu te afectează neapărat în mod direct, înseamnă că energia taurului nu este atât de bună, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-și asume multe riscuri, adică nu m-aș duce neapărat pe o pârtie într-un astfel de moment. Nu aș, eu știu, face anumite chestii riscante într-un astfel de moment. Ok, am notat. Nu o să mai rămână mult această situație, dar pe ei de obicei cam deranjează să piardă bani și este o perioadă în care s-ar putea ca unii să cheltuie mai mult și să-i deranjeze lucrul acesta. Pentru Gemeni, eclipsa se așează pe zona relațională. Avem și o lună nouă atunci când se formează eclipsa. Atenție, vorbim de o eclipsă de soare care afectează mai mult bărbații. Se întâmplă ceva în relațiile lor conjugale, parteneriale, chiar și dacă un geamăn este singur, poate să primească provocări foarte refractar în această perioadă, geamănul poate să strice anumite relații sau, culmea, să primească o cerere în căsătorie, de exemplu, sau o propunere de parteneriat pe nepusă masă. Da? Adică așa, brutal, se spune că oamenii trebuie să se înțeleagă din priviri că acest lucru se întâmple. Uite că de data asta nu cereți gemenii în căsătorie, că nu sunt pe lungimea de undă potrivită. Racul este o zodie care bâșbâie foarte mult în zona medicală în această perioadă. Nu trebuie să ia pastile după ureche sau să se trateze după ureche, pentru că în fiecare zi în capul racului este un alt diagnostic. Dar, pentru că vorbim de o lună nouă și vorbim de anumite schimbări și chiar și sub aceste auspicii ale erorilor medicale, eu zic că racul este foarte aproape de a găsi unde, da? De unde vin problemele lui. Pot fi chiar chestiuni legate de ceea ce alimentează anxietățile, depresiile, nu neapărat ceva fizic. Deci sunt bune investigațiile pentru dacă acum. Foarte importante investigațiile și a te duce pe eroare medicală la mai multe, întreb mai mulți doctori. Leul are eclipsa în zona emoțiilor, a sentimentelor, iubire, copii. Se dau peste cap anumite lucruri. Leul explodează, aș spune, puțin în această perioadă, pentru că acolo, fiind o eclipsă tot pe zodie de foc, da? Pe săgetător, vorbim despre un malefic. Ține leul în el și la un moment dat răbuvnește. Și este o perioadă destul de critică, mai ales că fiind și casa copiilor, avându-l pe Saturn pe casa căsătoriei, mai ales la lei care sunt în tensiuni conjugale, atunci unde se amenință cu divorțul, împărțind copiii și așa mai departe. Este o perioadă în care suntem în postul Crăciunului și întotdeauna spiritele se încing în acest moment. Nu-i cazul să vorbim și să ne certăm despre divorț. Haideți să lăsăm lucrurile în ianuarie, când apele se mai liniștesc. Fecioara are eclipsa pe zona casei, a familiei, a părinților, a sarcinilor, atenție, maternitate, vorbim despre o eclipsă de soare. Soare poate să însemne tată, bunic, soț, fiu. Dar fecioara, pentru care luna nouă acolo, își propune, să spunem, anumite aranjamente ale casei și nu în ultimul rând, într-adevăr, pot exista anumite probleme de familie, chestiuni de familie sau administrative care nu se rezolvă, care intersectează puțin anumite planuri, o încurcă pe fecioară și trebuie să recalculeze tot. Puțin ca multă nervozitate pentru zodiile duble, gemeni, fecioară, săgetători și pești. Dacă vorbim despre balanță, balanța are eclipsa în primul rând pe casa drumurilor. Atenție că fiind și Antares, fiind o planetă care o stea fixă, care generează impulsivitate, există riscul acesta de accident, ca să spunem. Dar în mare parte afectează comunicarea pentru balanțe. Balanțele se pare că în perioada următoare vor agita puțin spiritele în ceea ce, prin ceea ce declară, prin ceea ce spun, prin ceea ce, eu știu, semnează, atenție la contractele semnate. Puțin lucrurile s-ar putea da peste cap. Atenție și la examene, dacă există așa ceva. Scorpionii au eclipsa exact pe segmentul financiar, pe zona banilor, și această lună nouă poate să vină cu câteva idei noi în ceea ce îi privește pe ei, dar eclipsa de soare, care îi
afectează mai mult pe bărbați. Este posibil să aducă, eu știu, idei impulsive de a face anumite lucruri cu banii sau de a investi sau de a-i plasa sau de a cheltui sau de a da sau de a ceda numai ca să scape de anumite probleme. Motiv pentru care impulsurile astea nu cred că sunt chiar atât de bune pentru scorpioni în această perioadă. Să stea 24 de ore și să-și dea seama dacă își mai doresc după o zi să mai investească banii așa. Da, sau să-i cheltuiască. Vine și luna cadourilor și întotdeauna când vorbim despre zodia săgetătorului, pentru că este patronat de Jupiter, cea mai mare dintre planetele sistemului solar, întotdeauna vorbim despre exagerări. Da? Deci, balanța exagerează cu vorba, scorpionul exagerează cu banii, avem tot timpul tendința de a face mai mult decât putem face, știi? Și atunci, evident că, da, cum spuneam, taurul poate să exagereze și să consume mai multă energie decât are, deci fiecare să fie atent la ceea ce a menționat până acum, cu ce exagerează. Capricornul, săgetătorul, scuze, n-am spus la săgetător. A terminat cu tine. Bă, am rămas așa un pic, da. Nu, că nu uităm eclipsa de soare, eclipsa totală de soare din săgetător conjugată cu Antares și în opoziție cu luna neagră este în zodia săgetătorului. Motiv pentru care săgetătorul poate fi afectat și în plan psihologic, adică poate să fie mai nervos, mai agitat, mai impulsiv, și în plan fizic, da? Poate să pot exista anumite probleme medicale sau de sănătate pe acest fond. Aolo, nu și soarele, eu. Nu soare, și eu. Soarele este, ne dă energie. În momentul în care avem eclipsă de soare, nu avem energie, da? Posibil este doar capul în ziua respectivă. Dar domnul să vorbească mai puțin, dacă ar putea să... Doamne. Să știi că pentru persoanele foarte evoluate, eclipsele vin cu revelații. Chiar de dimineață aș spune că avem de-a face, în dimineața asta când vorbim, nu de eclipsă, o conjuncție Soare-Mercur, care se numește Kazimi în astrologie și care îi ajută pe cei care vor să fie foarte inspirați sau foarte lucizi într-o problemă. Importante ideile care vin astăzi. Dar săgetătorul, eclipsa pe săgetător îi afectează pe săgetător și în planul evenimentelor. Da? Deci, iată, s-ar putea ca în perioada respectivă, mai ales vis-a-vis de planurile săgetătorului, metaforic vorbesc, la drum lung, da? Multe piedici, multe intersectări, nu e cum știa el, adică nu pot să-mi fac un plan, ceva mă obstrucționează. Capricornul are eclipsa pe sănătate, mare atenție în primul rând la cei care fac sport, la cei care consumă energie făcând sport și vorbesc aici despre tot felul de probleme și accidente care au fost prin sălile de sport cu, eu știu, infarcte și așa mai departe, adică dacă te simți rău în perioada următoare, încearcă să nu ieși nici la alergat, adică sportul este foarte bun, dar nu și în momentul în care simți că ai o tahicardie sau că ai pulsul puțin mărit sau că n-ai dormit bine sau că poate, eu știu, ții post și nu ai foarte multe, eu știu, minerale în tine sau proteine. Iar în ceea ce îi privește pe vărsători, primesc ajutor, dar atenție, eclipsa de soare spune că nu se pot baza pe bărbați dacă ai nevoie de un prieten, de un avocat, de cineva care să te ajute într-o anumită chestiune, s-ar putea să fie mai bine ca vărsătorul să apeleze la femei și nu la bărbați. Cu toate acestea, eclipsa care se așează undeva pe zona prietenilor, mai ales că este pe zodia internațională a săgetătorului, se pun în discuție câteva invitații din partea prietenilor lor de a pleca la drum. Da? E puțină incertitudine în Și peștii, pentru ei eclipsa este într-o poziție culminantă a hărții, undeva pe zona profesională a carierei, mai ales, atenție, peștii care iau decizii și care au puterea de a lua decizii, pentru că un lucru pe care ei îl fac se repercutează într-un mod mai puțin sau mai mult sau mai puțin bun în viața celor care depind de decizia lor. Deci mare atenție întotdeauna să privească tabloul larg. Mulțumim frumos, Cristina. Am înțeles, practic, că urmează de răuț, dar o să fie și bine după aceea. Trecem. Ai venit îmbrăcată frumos și te mai așteptăm, și cu vești mult mai bune data viitoare. Doamne ajută! Da, adică să fii îmbrăcată mai puțin colorat. Asta vrea să zică Șurubel.